Sfârșit fulgerător pentru un pilot de curse din București. Tânărul a murit pe loc după ce a încercat să testeze o mașină cu o putere colosală de 700 de cai pe care o tunase recent. Nu s-a întâmplat pe un circuit auto, așa cum este legal, ci pe centura capitalei. Șoseaua era udă, iar pilotul în vârstă de 33 de ani, care nu avea cască și centură de siguranță, a pierdut controlul autoturismului. Ce a urmat e înfricoșător. Atenționează scene care vă pot afecta emoțional. Ciprian Tofan avea 33 de ani, era pilot de curse și se pregătea pentru etapa campionatului național de drag racing de la Brăila de pe 1 iunie. Odată cu pasiunea pentru viteză, Ciprian a învățat să tuneze mașini. Singur și-a modificat autoturismul pe care l-a scos la teste pe centura București. Vehiculul avea 700 de cai putere, iar aceasta a fost ultima cursă. La peste 200 de km pe oră, potrivit martorilor, a derapat. A intrat într-un parapet care l-a aruncat apoi într-o mașină parcată, pentru ca în final să se rostogolească pe câmp. A luat-o pe aici și s-a oprit tocmai acolo și a zburat din mașină. Mașina e praf. A luat foc. Șoferul a decedat. Era singur în respectivul autoturism. Primele noastre informații, acesta a fi circulat cu o viteză destul de mare. Printr-o minune, celălalt șofer a scăpat nevătămat. El a parcat. Și cum s-a întâmplat? A venit încolo omul, l-a lovit și aia a fost tot. Deși omologată pentru curse, o mașină atât de puternică nu avea ce să caute pe șosele, spun colegii lui Ciprian. Este ceva destul de grav, pentru că, vedeți, noastră era o mașină destinată competițiilor sportive. Această tragedie pe care a provocat-o atât familiei cât și apropiaților ar fi putut căpăta dimensiuni mult mai mari în cazul în care alte mașini erau implicate în acest accident. Ca să vă dați seama cât de puternică era mașina pe care a condus-o Ciprian, am să vă arăt două modele. Avem aici o mașină de serie care este condusă pe drumurile publice, are 90 de cai putere, dublu are acest model care este folosit exclusiv pe circuit pentru cursurile de drift. Ei bine, de la 180 de cai putere până la 700, diferența este colosală. Un astfel de model, spun specialiștii, pe drumurile publice se transformă într-o bombă cu ceas. Se transformă într-o torpilă, într-o armă letală asupra căreia nu mai avem control. Acolo nu mai este vorba de secunde sau fracțiuni de secunde, este vorba de mii de secunde, de milisecunde. Ciprian Tofan era un pilot foarte talentat, spun toți cei care l-au cunoscut. Deja pe rețelele sociale au fost postate sute de mesaje de condoleanțe. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.